Spații verzi neîngrijite, gunoaie la tot pasul, molos cât cuprinde, trotuare acoperite de buruieni și iarbă bătătorită, iar piesa de rezistență ce completează tabloul inestetic din stațiunile sudice o constituie stâlpii de iluminat așezați fix în interiorul spațiilor de alimentație publică. Toate acestea le-a descoperit edilul Cristian Radu în cadrul inspecției din stațiunea Venus. Noi amendă, îi dăm amendă, o zi înainte am documentat să facem dosar pe fiecare ce te corect. Însă lucrurile nu vor rămâne așa. Chioșcurile amplasate ilegal pe plajă vor fi demolate, iar contractele de concesiune încheiate cu municipalitatea vor fi reziliate unilateral, în cazul în care nu sunt respectate clauzele. Acolo unde avem concesiuni și nu s-au respectat contractul, vor fi reziliate și vom veni cu un concept unitar. Vis-a-vis de maghernițele de pe plajă, vor fi demolate? Cu siguranță le vor fi demolate, pentru că spuneam că acolo sunt concesiuni. Din câte am văzut, nu s-a respectat, nu a fost respectat contractul și vom interveni, vor fi demolate, vom scoate la licitație, vă spuneam, cu un proiect unitar, pentru că acum, astăzi, cum arată stațiunea Venus, nu ne face cinste. Pentru a primi așa cum se cuvine turiștii și pentru a schimba înfățișarea stațiunilor, aleile pietonale vor fi reamenajate, trotuarele vor fi refăcute, iar barierele ce îngrădesc accesul spre plajă vor fi demolate. Ceea ce mă bucură și mult șantier, adică sunt agenții comunice care au înțeles că trebuie să intervină până la 1 aprilie și noi, primăria, poate ați văzut că a fost cu noi, ați văzut că se lucrează intens, lucrurile arată altfel. Tot în timpul deplasării pe teren, edilul a descoperit o familie de pensionari ce locuia într-o încăpere din metal fără utilități. Oamenii trăiesc în aceste condiții de 4 ani după ce au fost dați afară de proprii copii. Cei doi vor fi duși la căminul de bătrâni din Mangalia. O să mă duc oriunde, și sus și în iad nu mă duc, că n-am făcut rău.